Bine v-am găsit la Sinteza Săptămânii la Exprim TV. Trecem astăzi în revistă principalele subiecte care au marcat săptămâna trecută piața de asigurări. Valoarea primelor brute subscrise de cei 9 asigurători licențiați pe segmentul RCA a scăzut cu 1,5% în primele luni ale anului 2017. În ceea ce privește topul companiilor, piața este dominată de City Insurance și Euroins România, deținând 59,31% din aceasta. Pe locul 3 în clasament a coborât Asirom VIG, aflată pe primul loc în urmă cu un an. Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis în ședința din 30 august 2017 diminuarea cu 50% a cotei aplicate asupra veniturilor obținute de brokerii de asigurare. Cota va fi redusă de la 0,2% la 0,1% din venituri, măsura urmând să intre în vigoare de la 1 octombrie 2017. Metropolitan Life a anunțat o creștere de 6,3% a primelor brute subscrise în primele 6 luni ale anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă anului precedent. Potrivit companiei, cea mai mare creștere a fost înregistrată de asigurările de accident și sănătate distribuite direct, urmată de creșterea apetenței clienților pentru asigurările aferente creditelor de consum. Certasig anunță că filiala sa bulgară a subscris prime brute în valoare de 1,1 milioane de euro în primul semestru al anului 2017, față de 0,53 milioane de euro în perioada similară a anului trecut, reprezentând o creștere de 106%. Volumul de prime a fost generat prin broker de asigurare, în principal în Sofia. Valentin Ionescu, directorul Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară din cadrul ASF, a preluat pe 1 septembrie 2017 atribuțiile lui Paul Mitroi, fost director al Direcției Reglementare Autorizare de pe segmentul asigurărilor. Aceasta a fost ediția de astăzi a știrilor. Săptămâna aceasta începe un nou sezon al emisiunii Exprim Time for Business, iar joi l-avem ca invitat pe George Cojocaru, director general RTD Asigurări. Până la următoarele informații din asigurări, la Exprim TV, noi vă dorim o săptămână cât mai bună!